acasă, ce așează cu el la masă. Nu te lasă nici să pleci, cu el trebuie să-ți petreci, mă. Este până la moarte, omenia lui place și ce spune, aia face. Dacă el îți spune frate, frate, este până la moarte, omenia lui place și ce spune, fix aia face. Să-i dau să guște o bună. Neapărat trebuie să fie. Dar nu, e numai bun, de miroase, miroase. Numai să nu vă ardeți. Așa e. Da, da, da. Vapăr bos. Și plăcerea are întâlnirii cu colegii, cu domnul senator. Din mai multe punct de vedere, o zi foarte reușită. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului președinte Lam, că m-a invitat astăzi aici împreună cu doamna secretar și cu domnul prim-vice de la Gherla. E a treia oară când vine anul ăsta la Turda. Îmi place tare mult abordarea dânsului de a se implica nu doar în campaniile electorale, ci mai ales în comunitatea care are nevoie să asculte tot felul de probleme pe care oamenii au, le-au de rezolvat. Sunt mândru de organizația de la Turda, de scorul pe care l-a obținut anul trecut. Sunt mândru pentru faptul că își țin promisiunile pe care l-au avut în campanie, promisiunea pe care o știu și dumneavoastră de a scădea impozitul la clădirile rezidențiale, care va scădea început cu 2018 cu 5% anual. Și de-aia a făcut efortul ăsta să venim, dacă se poate chiar lunar, la diferitele activități pe care le face domnul președinte NAP. Șah, am înțeles că aveți la un moment dat, aveți renumit o revelion aici. Fotbal, martie, da. Pescuitul, da? Campionatul de pescuit. Deci revenim de fiecare dată cu mare drag la Turda. Eu vreau să-i mulțumesc domnului președinte, care vine pentru prima dată la un astfel de eveniment. Mă bucur că îi place și dânsului, adică e alături de noi. Cred că lucrurile merg bine la Turda, am văzut și dânsul. Mă bucur că și de data asta presa locală a fost alături de noi. Vreau să vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc și colegului meu, Vlad Bărbos, de la Gherla, care e alături de noi. Și cred că vom face până la urmă o tradiție. Adică noi am început la Turda, mergem la Cluj, mergem la Gherla, mergem peste tot. Și cred că veți veni și în continuare cu noi, peste tot. Mulțumesc. La Gherla cum stă treaba? La Gherla, ca și peste tot, suntem într-o rebranduire a partidului. Îi mulțumesc colegului meu, Adrian Nap, cu care sunt coleg de când de la alegerile locale și sper ca aceste acțiuni să continue și să aibă succes mult mai mare pentru viitoarele alegeri. Un pic de liniște, vă rog frumos, un pic de liniște. 2 minute, vă rog frumos. Este a treia oară când organizăm un concurs de fotbal de genul ăsta. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat la organizarea acestui eveniment. Vreau să-i mulțumesc presei locale care au format o echipă și au fost alături de noi. Vreau să-i mulțumesc domnului senator, care este și președintele organizației Turda, Cluj, mă scuzați, și este pentru prima dată la un astfel de eveniment.
Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi și vă așteptăm cât la mai multe evenimente organizate de noi. Mulțumesc mult! Domnul senator, va da premiile... Antonio! După cum au câștigat. Premiul întâi începe, da? Da, premiul întâi, da. Deci premiul întâi se acordă echipei veteranii din Turda. Veteran! Premiul 2 se acordă echipei Chimia. Premiul 3 merge spre echipa Poiana. Și avem și 3 mențiuni. Mențiunea pentru echipa presei, da? De la presă să vine cineva să-i felicitări. Mențiune din nou pentru echipa Romtera. Cine vine de la Romtera? Romtera. Și încă o mențiune, nu, încă două mențiuni pentru echipa Turdiana. Felicitări. Și echipa PMP Turda, o mențiune. Uitați, mai avem câteva, au rămas la mine. Bun, domnului Gelu Florea. Premiul pentru cel mai tehnic fotbalist. Felicitări. De ce? N-ați jucat? De ce? Premiul pentru ambiție și devotament, domnului Ovidiu Bucur. Aveți două deja. Avem, da, facem colecție, mulțumesc. Domnul Ionel Ignat ia premiul pentru promovare și susținere. O să țină Adina până premiul. Da, Adina... să s-a plecat, am treabă. Da. Pentru experiență și implicare ia premiul domnul Aurel Șandru. Da, tot Adina. Mai am. Și domnul Otilo pentru cel mai corect arbitru. Am eu încă vreo 3 diplome de dat și terminăm, mâncăm și cea unul. Domnului Vasile Cristian Lungu pentru promovare și implicare, domnul senator. Felicitări! Apreciez tare mult! Domnului Vlad Bărbos pentru experiență. Organizare, da? Și mai am o singură diplomă, am văzut-o numai puțin. Ba, doamnei Ioana Boca pentru implicare, e secretar la organizația Cluj. Vă mulțumesc foarte mult, dincolo de toate aplauzele care le-ați dat celor care au fost pe teren, celor care s-au implicat într-un anume fel, vă rog frumos să-l aplaudați pe cel care a organizat și care este alături de dumneavoastră non-stop. Aplaudați președintele organizației Cluj. Da, pentru bucătari. Și aplauze pentru bucătari, da. O diplomă pentru bucătari? N-ai scris-o încă? Nu, acum o scris. Dacă n-a scris diploma, a mâncat fotbal. Did it, niggas!